up my appetite. Don't leave me high and dry. Animale, a berbecuz, după aia am devenit cu taurașe, după aia cu agricultura. Mă înțelegi? Noi vrem să muncim. Chestia că noi dorim să muncim, vrem să muncim, vrem să le investim. Avem multe planuri de făcut și putem face mult. După un an 2013 plin de reușite, specialiștii holdingului Maria Group au deja raportate primele rezultate la recoltele obținute în 2014. Chiar dacă ploile, vijeliile, grindina a fost neiertătoare cu câmpurile, în silozuri au ajuns și în acest an recolte de calitate. Aspectul reprezintă investițiile realizate, tehnologiile moderne folosite, tendințele spre care Maria Group înaintează, în contextul posibilităților pe care agricultura românească le poate oferi la nivel mondial. România poți să dai la 100 de milioane de oameni mâncare. 100 de milioane, cel mai puțin. Vorbim de calitate de marfa care a început să face România. Vorbim de gru, care noi acum 5 ani, 6 ani, când aude de gru de România, nu. Egiptul, anul trecut, 35% din consumul de gru a luat de România. Dai seama, Egipt, care cu 90 de milioane de oameni, 35% a luat din gru România. Posibil, într-un timp scurt, se ajunge jumătate. Sigur, din cauza n-are nimeni să bate cu tine cu prețul care sunt în România aici. Primul rând avem transport 25% în fața lui America și Argentina, care sunt salvii care exportă cel mai mare și lui cereale. Și asta una, și ca calitate nu suntem mai buni ca ei. Mai bine spun ca condiții care avem noi nu există în România, vorbim de pentru export. Recoltarea orzului, agrului și arapiței nu reprezintă întreaga activitate agricolo-vegetală care se realizează în cadrul holdingului Maria Group. Întinsele suprafețe de teren din Călăraș și Giurgiu sunt ocupate cu importante culturi de toamnă. Una dintre acestea o reprezintă porumbul. Pentru a arăta așa de frumos, pentru ca el să nu resimtă problemele cauzate de apă în principal, probabil că a trebuit, pe lângă cheltuielile pe care le-ați suportat cu desecările, probabil că a trebuit să suporte și anumite tratamente care au ridicat un pic balanța economică a întreținerii. Cât de mult se va resimți acest lucru atunci când trageți linie la final de an? În mod categoric, în anul acesta cheltuielile sunt mult mai mari în raport cu prețul de producție, deci raportul venituri cheltuieli va fi puțin mai diminuat în comparație cu un alt an, pentru că s-a făcut cheltuieli extrem de mari cu desecat în anul acesta, dar a meritat până la urma urmei, pentru că și producția, din punctul meu de vedere, va fi pe măsură, pentru că și toate culturile, tot porumbul care le avem în general, arată formidabil de frumos. Dacă ar fi să facem un test și să depănușem o drugă de porumb,